Perete de cățărare, zone pentru skateboard, role și leagăne, o fântână arteziană cu jeturi și bănci inteligente cu încărcare solară. Parcul Jolt Târâc va fi modernizat. Universitatea de Vest Vasile Goliș din Arad lansează un nou program de studiu de predare a limbii române pentru studenții străini. Campania lunii septembrie a Direcției de Sănătate Publică la nivel național urmărește prevenirea sedentarismului în rândul copiilor și tinerilor. Agromalim 2024 vă oferă o serie de atracții deosebite în acest an. Pe lângă tehnologia și produsele expuse, conferințele de specialitate și expoziția de animale, pe durata celor 4 zile vizitatorii pot degusta și cumpăra preparate tradiționale la standurile speciale amenajate. Pot participa la programe cultural-artistice, concursuri și tombole. Pentru copii sunt o mulțime de activități interactive și educative. Sâmbătă între orele 11 și 14, atelier de artă, desen și creație, atelier de confecționat brățări și păpuși din lână, proiecții de filme despre viața la fermă și tradițiile românești. Există și un loc special amenajat pentru copii cu topogan gonflabil. Orarul de vizitare 6 și 7 septembrie între orele 10-18 și 8 septembrie de la 10 la 16. Pe data de 11 octombrie la Expo Arad va avea loc prestigiosul eveniment anual Gala Premierii Mediului de Afaceri Arădean Topul Firmelor. Următorul târg care va avea loc la Expo Arad este Vici și Delici în perioada 18-20 octombrie 2024. Agromalim vă așteaptă. Pe durata celor 4 zile de târg, vizitatorii pot vedea cele mai moderne utilaje, dar și soluții high-tech pentru agricultură. Cu ce stand ați venit astăzi la Agromalim? Ne bucurăm că am venit la Agromalim, cam fiecare an. Participăm de 10 ani consecutivi. Astăzi am venit cu produse de la Stihl și să scoatem în evidență noua gamă de produse pe care Stihl a lansat-o anul acesta. Mașini de tuns iarbă, cum se vede, cu un mâner ergonomic, mult mai ușor de lucrat cu ele. Anumite motofierăstraie, gamă nouă de produse. Noi cu aceleași produse am micșorat prețurile. Ca în fiecare an, Mascul Gaspard este prezent la acest eveniment, pe care îl considerăm a fi evenimentul nostru de casă, fiind... Avem producție în județul Arad. În acest an am adus două semănători foarte importante din portofoliul nostru și care se adresează tehnologiei minimum till și no till. Din acest punct de vedere prezentăm semănătoarea Gaspard Pressure și Opera 600, concepte noi în portofoliul nostru. Prezente în planul de demo pentru 2024, cu siguranță vor fi prezente în planul nostru de demo și pentru 2025. Rezultatele pe care le-am avut cu aceste semănători sunt desăvârșite, având în vedere că am reușit aproape după fiecare demonstrație să și vindem semănătorile și astfel să prindem curaj pentru la anul să prezentăm un plan mai ambițios. Suntem prezenți ca în fiecare an în cadrul târgului Agromalim de la Arad, deși noi suntem din estul țării ca și companie, dar avem o acoperire la nivel național. Suntem prezenți în primul rând cu componenta tehnologizată din portofoliul nostru și anume semănătorile de înaltă precizie și înaltă viteză marca Kinze de producție americană și diverse alte echipamente sau instrumente din zona de tehnologizare pentru fermierii din România, cum ar fi dronele agricole, sistemele de autoghidare pentru echipamentele pe care le folosesc și diverse standuri de prezentare și de testare pentru tehnologiile pe care le avem în portofoliu. Noi suntem o companie care comercializăm echipamente de laborator de peste 30 de ani. Aici avem un echipament pentru analiza DW la făină, foarte important pentru morari. După care o termobalanță pentru umiditate la făină, cereale, tot ce îi, umiditate. Aceste două balanțe sunt un vârf de gamă în ceea ce reprezintă cântărirea în laborator. Nu lipsesc nici standurile cu preparate tradiționale, conferințe de specialitate, întâlniri de afaceri și dezbateri tematice. Conferințele se adresează atât fermierilor și crescătorilor de animale, cât și persoanelor interesate de aceste domenii care nu desfășoară o astfel de activitate. Sunt cercetător la stațiunea Miniș. Stațiunea Miniș este înființată în 1957 pentru dirijarea viticulturii din vestul României,
pentru baze științifice, Centru Viticol Mini și Centru Viticol Măderan. Standul nostru promovează producătorii locali prin proiectul Cu drag din grădina bunicilor. Este un program finanțat de Uniunea Europeană prin mișcarea adevărată a României. Da, zacuscă, fructe, struguri, legume, tot ceea ce se găsește acum în toamnă în grădina bunicilor. Agromalim 2024 prezintă soluții de top pentru agricultură, utilaje, servicii și tipărituri. Parcul Jol Târâc, fostul parc al copiilor Țara Piticilor, urmează să fie reabilitat și modernizat, după ce Consiliul Local Municipal Arad a aprobat documentația și indicatorii tehnico-economice a investiției. Cu o suprafață de peste 18.500 de metri pătrați, parcul va deveni un loc dedicat agrementului și activităților sportive, păstrând totodată un spațiu verde predominant. Tema aleasă pentru modernizare aduce un omagiu alpinistului arădean Jol Târâc și va include facilități precum un perete de cățărare, zone pentru skateboard, role și leagăne. În plus, va fi amenajată o fântână arteziană cu jeturi și vor fi instalate bănci inteligente cu încărcare solară. Mobilierul urban va fi completat de coșuri de gunoi, cișmele și un grup sanitar inteligent. Valoarea totală a investiției depășește 15 milioane de lei, finanțarea fiind obținută prin programul regional VEST 2021-2027. Lucrările vor dura 36 de luni, dintre care 24 pentru execuția propriu-zisă. Biroul politic județean al PNL Arad a votat lista candidaților pentru alegerile parlamentare. Candidații au depus în prealabil o cerere de candidatură, conform procedurilor statutare. Partidul Național Liberal este conectat întotdeauna cu ceea ce se întâmplă în societate, în special în municipiul și județul Arad. Am avut până acum 3 parlamentari, din cei 3, unul rămâne în zona eligibilității, domnul Grad Varga. Venim cu oameni cu experiență, atât administrativă cât și politică. Susținerea doamnelor care ocupă locul întâi la Camera Deputaților prin Gianina Pistru, apoi domnul Cadar, care are experiența la Consiliul Județean, va merge pe locul 2 la Parlamentul României și așa putem continua cu lista de oameni tineri, de oameni cu experiență și putem spune că oferta noastră, pe lângă cea profesională, umană, trebuie să fie o ofertă coerentă a proiectelor mari pe care Partidul Național Liberal le-a promovat pentru municipiul și județul Arad și așa vrem să fim în continuare partidul proiectelor, partidul care construiește în fiecare localitate din județul Arad. Pe lista PNL pentru Senat sunt Glad Varga, Mihai Pașca, Cristian Feieș, Corina Crișan și Nicu Cazacu. La Camera Deputaților, lista este deschisă de Gianina Pistru Popa. Apoi sunt Răzvan Cadar, Flavius Măduța, Valentin Bot, Daniel Tomuța, Cristina Ciorogar, Mihai Mag, Mariana Tipei și Bogdan Faur. Dacă vă uitați în ceea ce m-a promis fiecare partid și ceea ce a realizat fiecare partid, suntem singurii care avem proiectele mari. Nu doar din mandatele mele de primar, ci și după aceea proiectele mari, să lucrez la un drum expres Arad-Oradea de peste 2 miliarde de euro, acest drum expres în regim de autostradă, este o mare realizare. Să lucrez la calea ferată Arad-Timișoara de tren de medie viteză de 800 de milioane de euro este din nou un proiect foarte mare. Să construiești un spital matern de peste 100 de milioane de euro este din nou o mare realizare și vrem să continuăm aceste mari realizări pentru Arad, pentru că, așa cum cred că ați constatat, în ultimii 10 ani acest județ a primit 1,4 miliarde de euro din investiții private străine. Asta arată că suntem un județ deschis care a reușit să-și implementeze infrastructura, să devină atractiv pentru investitori atât local cât și național și evident din afara României.
toate aceste lucruri le-am făcut prin construcția pe care am dus-o pentru fiecare localitate. Mai mult de atât, am ajuns la un șomaj foarte mic. Asta arată că preocuparea noastră pentru a crea locuri de muncă, pentru a da stabilitate cetățenilor, este foarte mare și așa vrem să fim în continuare. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad lansează din anul universitar 2024-2025 un nou program de studiu de predare a limbii române pentru studenții străini. Anul pregătitor de limba română este conceput să vină în sprijinul viitorilor studenți străini care doresc să urmeze cursurile unor programe de studiu la nivel universitar la UVVG sau orice altă instituție de învățământ superior din România. Deținerea cunoștințelor de limba română la un anumit nivel este o cerință obligatorie pentru viitorii studenți străini care doresc să studieze în România. Având în vedere numărul mare al studenților UVVG veniți din aproximativ 50 de state membre și non-membre UE, cunoaștem îndeaproape problema de care se lovesc aceștia la începerea studiilor și ne bucurăm că putem să le oferim și această posibilitate de studiu într-un cadru academic acreditat. Avem un colectiv de cadre universitare bine pregătite din punct de vedere profesional, care în mod sigur vor reuși să asigure studenților un nivel ridicat de cunoaștere a limbii române pe de o parte, cât și a culturii naționale pe de altă parte, prin diverse activități susținute, a declarat profesor universitar dr. habilitat Coralia Dina Cotoraci, rectorul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Durata cursurilor se întinde pe parcursul unui an. Programul de studiu este acreditat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, ARACIS. Diploma de absolvire eliberată la finalizarea studiilor, fiind recunoscută de orice instituție de învățământ superior din România. Înscrierile sunt pe platforma online a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, înscrieri online, admitere 2024, pe uvvg.ro până la data de 23 septembrie. Orice informații suplimentare pot fi obținute de la Centrul de Înscrieri a UVVG, deschis la sediul Rectoratului, pe Bulevardul Revoluției, numerele 94-96. Mobilitate, costuri de mentenanță scăzute și senzația de libertate totală. De la an la an, motocicletele sunt tot mai căutate în România, iar ritmul în care se cumpără vehiculele pe două roți este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Vânzările de motociclete în țara noastră au avut o creștere de 30% de la an la an. În topul vânzărilor sunt scuterele, cu o creștere de aproape 20%. Și în Arad sunt câteva mii de motocicliști, unii afiliați la cluburi sportive. Sunt foarte mulți care au o motocicletă, care se duc, nu neapărat că se plimbă prin oraș cu ea, care se duc prin țară, care se duc prin străinătate. Foarte mulți. Plimbatul cu motocicleta nu înseamnă să te dai pe centru. Plimbatul cu motocicleta înseamnă să te duci pe Transalpina, pe Transfăgărășan. Sunt o droaie de drumuri și aici, la noi în județ, care sunt extraordinare, care pot să fie parcurse. Cosmin Buruc spune că motociclismul reprezintă un stil de viață, iar libertatea pe două roți este de neegalat. Și în plus este spiritul de apartenență dintr-o vastă comunitate. Cea cumva e senzația când ești pe motor și simți, treci de la 40 de grade cum e aici, intri într-o pădure și s-a scăzut 20 de grade temperatura. Nu se compară sentimentul și nu poate să fie explicat decât dacă te dai cu motocicleta și vezi ce înseamnă lucrul ăsta. Ușor de condus, motocicletele sunt preferate de cei care locuiesc în orașe aglomerate. Și noi chiar încurajăm folosirea motocicletelor în oraș și pentru degrevarea traficului, pentru că din ce în ce mai multe probleme de trafic avem în Arad, fiind un oraș istoric cu o infrastructură de acum câteva sute de ani, are limitările ei. Și atunci, încet, încet, va trebui să ne adaptăm la noile cerințe. Peste 1 milion de scutere și motociclete sunt înregistrate oficial în Uniunea Europeană, iar Italia rămâne cea mai mare piață. Urmează Spania și Franța. Campania lunii septembrie, zilnic un pas în plus pentru sănătate. Tema urmărește prevenirea sedentarismului în rândul adulților și tinerilor și este o campanie derulată de către Direcția de Sănătate Publică la nivel național. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca adulții cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani să practice activități de întărire a mușchilor în 2 sau mai multe zile pe săptămână. Doctorul Radu Berceanu, medic primar-oncolog apreciat la nivel național și internațional, susține că activitatea fizică făcută planificată ar scădea incidența
pentru boli oncologice, cardiovasculare, neurologice, degenerative și metabolice cu 70% și crește durata de viață, precum și calitatea vieții. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel global, unul din patru adulți și 81% dintre adolescenți au un nivel insuficient de activitate fizică, ceea ce afectează atât sănătatea lor, cât și serviciile de sănătate și societatea în ansamblu. Persoanele care sunt insuficient de active au un risc de deces cu 20 până la 30% mai mare în comparație cu persoanele care sunt suficient de active. Anual, aproximativ 10.000 de decese ar putea fi evitate dacă populația europeană ar fi mai activă din punct de vedere fizic. În România, 91% dintre decese sunt provocate de boli cronice netransmisibile, boli cardiovasculare, boli cronice respiratorii, cancere, diabet, zaharat, boli a căror evoluție ar putea fi influențată în mod pozitiv de practicarea regulată a exercițiilor fizice. Pictorul arădean Ioan Gale a sărbătorit 40 de ani de activitate artistică printr-o expoziție personală, cea de-a 10-a, și lansarea unui catalog cu 77 dintre cele mai reprezentative lucrări ale sale. După aproape 40 de ani am reușit și eu să-mi adun vreo 77 de lucrări într-un catalog și în această seară se va lansa catalogul, care se numește Fragmente, iar expoziția de față e o conjunctură fericită că de-a lungul celor 40 de ani mi-am păstrat câte una, două lucrări din proiectele care le-am pus pe simeză. Fiecare artist are o pictură preferată, la fel și Ioan Galea, care ne-a prezentat piesa de rezistență a expoziției. Este o lucrare la care am lucrat foarte mult, ca să spun așa, cred că lucrarea care mi-a luat cel mai mult timp. Zic, jumătate de an sau poate și peste jumătate de an am mai tras câte o tușă. Ce vreau eu să spun cu sinceritate și onestitate că în pictură lucrările nu se nasc direct în fața șevaletului. Adică trebuie să viețuiești în cotidian, să vezi, să te plimbi printre forme, printre culori și evident în mentalul tău se naște. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Ioan Gale a avut prima expoziție de grup în anul 1992, iar prima personală în urmă cu 40 de ani. Când ați avut prima expoziție și unde? Prima expoziție am avut-o la Oradea, 1979, nu mai am nicio lucrare. Era fiind student pe vremea aia la Casa Studenților și tot printr-o, de data asta, fericită întâmplare, nici din ultimele două expoziții nu mai am nicio lucrare, deci nu regăsiți aici, pentru că ultimele două expoziții au fost în București, la Galeria Galateca, și cele două proiecte, Lumina din Atelier, respectiv Fake News, am vândut toate lucrările, deci fragmente din cele ultimele două proiecte nu se mai regăsesc. Dacă ar fi să faceți un bilanț, câte expoziții ați avut de-a lungul acestor 40 de ani? Expoziții colective foarte multe. Cred că ele sunt cuprinse în catalog, dar personale am avut vreo 8-10 expoziții personale. Criticii de artă spun că Ioan Galea este un maestru al misterului, înzestrat cu forță de expresie, iar tușa precisă și pata de culoare se îngemânează inedit în lucrările sale cu elemente suprarealiste. Care a fost cea mai prolifică perioadă a dumneavoastră? Nu știu, cred că în tinerețe. Eu am experimentat mult în tinerețe, tot felul de materiale, tot felul de
pânze mi le-am preparat. Euforia din tinerețe cred că nu se compară. Vis-a-vis de număr de lucrări, începând din 2018, atunci a fost ultima expoziție tot aici la Alfa. Așa, în ultimii 6 ani, ca să spun așa, am pictat cel mai mult. Expoziția Fragmente poate fi admirată până pe 14 septembrie la Galeria Alfa. Omagiu pentru eroii de la Păuliș, Consiliul Județean Arad prin Centrul Cultural Județean, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, organizează un spectacol pe 13 septembrie, de la ora 19, în piața Catedralei. Pe scenă vor urca reprezentanța ai bisericii prin corala preoților Arhiepiscopiei Aradului și ai armatei, fanfara militară. Nume cunoscute ale folclorului românesc vor veni la Arad, Nicolae Furduiancu și Mariana Angel, acompaniați de formația Crai Nou. Intrarea este liberă. Anul acesta, luna septembrie, se împlinesc 80 de ani de la lupta de la Păuliș, un episod important și dramatic în timpul celui de-al doilea război mondial, moment de eroism și sacrificiu din partea armatei române. Zeci de mii de credincioși se pregătesc să se roage Maicii Domnului. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului Sfânta Marie Mică, pe 8 septembrie, este ziua primului pelerinaj la Mănăstirea Maria Radna, din noul an bisericesc. Sărbătoarea va fi marcată cu ceremonii religioase la Bazilică, unde episcopi din România, Bulgaria și Serbia vor oficia slujbe. Evenimentele liturgice încep vineri, pe 6 septembrie, și vor continua până duminică, cu slujbe oficiate în mai multe limbi: română, maghiară, germană, bulgară și croată. Rândunelele fac ultimele lecții de zbor cu puiilor pentru călătoria lungă spre țările calde. Puișorii ies din cuib cu curaj și se rotesc în jurul caselor, oprindu-se pentru odihnă pe acoperișuri sau pe sârmele de telegraf. În credința populară, rândunelele încep să plece după ziua de 8 septembrie, când se celebrează nașterea Sfintei Fecioare Maria. Până atunci, trebuie să prindă forțe pentru că le așteaptă o călătorie lungă și grea. Majoritatea zboară spre nordul Africii, trecând în zbor peste sate și orașe, dar și mai dificil, peste mări, unde nu au posibilitatea să oprească pentru a se odihni, și peste deșertul Sahara. În ziua plecării, rândunelele zboară în cerc deasupra locuințelor unde și-au făcut cuibul, ciripind neîntrerupt, într-un rămas bun. În țara noastră, vremea se răcește și nu mai găsesc hrana necesară, așa că trebuie să plece spre locuri mai calde. Vor reveni în primăvara următoare, la început de aprilie, când la fel se vor roti deasupra caselor, după lungul drum de întoarcere. Se spune că cine are șansa să își facă rândunelele cuib la casa sa este binecuvântat și în niciun caz nu trebuie să le strice cuibul. Rândunelele fiind păsările sfinte, cărora le-a dat viață însuși Iisus Hristos în vremea când era copil. El a făcut cu mâinile sale micuțe păsările de lut, iar când fariseii au vrut să le sfărâme, le-a dat viață, astfel că micile păsări s-au salvat plecând în zbor. Arena Francis Neumann s-a umplut de tricouri galbene. Arădenii au venit să susțină Naționala de Fotbal a României Under 20. Aceasta a fost învinsă acasă de Germania Under 20 cu scorul de 3-2, după ce tricolorii au condus cu 2-0. România a deschis scorul în minutul 25 prin Rareș Burnete, care a marcat cu un șut la colțul lung din interiorul careului. În minutul 48, tricolorii au primit un penalti după ce Burnete a fost faultat în careu de capitanul Germaniei, iar Alexandru Musi a transformat lovitura de la 11 metri, ducând scorul la 2-0 pentru România. Germania a început revenirea în minutul 54, reducând diferența printr-un gol rapid. În minutul 79, oaspeții au reușit să egaleze printr-un șut la colțul scurt. Germania a dat lovitura de grație în minutul 88, reușind să întoarcă scorul și să câștige meciul cu 3-2. În Elite League, România Under 20 va mai juca pe 10 septembrie cu Anglia, pe 10 octombrie cu Cehia, pe 14 octombrie meci amical cu Elveția, pe 14 noiembrie cu Portugalia, pe 19 noiembrie cu Italia, iar pe 21 martie 2025 cu Polonia și pe 25 martie 2025 cu Turcia.
Tamara Jovancevic este noua extrema echipei FCC UAV Arad. Sârboaica de 25 de ani a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2024-2025, aducându-și talentul și experiența în România. Cu o înălțime de 1,86 metri, Jovancevic vine după un sezon impresionant în prima ligă croată, unde a jucat pentru formația Bradna Savi. Acolo a înregistrat medii impresionante de 36,1 minute pe meci în 21 de partide, acumulând 15,7 puncte, 12,8 recuperări, 2,4 pase decisive și 1,4 intercepții. Sportiva, care a cochetat cu echipele naționale de junior ale Serbiei, a mai evoluat la nivel profesionist în Cehia, Marea Britanie, Franța și Serbia. Temperaturile scad ușor în acest final de săptămână, dar se mențin ridicate. La noapte se anunță cel mai mult noros. Minimele termice vor fi de 16-17 grade. Vântul va bate cu 10 km pe oră dinspre sud-est, iar șansele de precipitații vor fi de 40%. Ziua de sâmbătă vine cu maxime termice de 31-32 de grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, vântul va bate dinspre est-sud-est, iar șansele de precipitații vor fi de 40%. Sâmbătă noapte cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile nu vor coborî sub 16-17 grade. Șansele de precipitații vor fi scăzute. Pentru ziua de duminică se anunță cer parțial noros. Se vor înregistra maxime de 31-32 de grade. Vântul va bate dinspre sud-est. Duminică noapte cerul va fi predominant noros. Minimele termice vor fi de 15-16 grade. Șansele să plouă vor fi de 30%. Săptămâna următoare va începe cu cer parțial noros. Maximele zilei de luni vor fi de 29-30 de grade. Vântul va bate cu 17 km pe oră dinspre sud-est.